Domnul Cîțu, oamenii v-au votat ca să faceți pact cu PSD-ul. A spus în campania electorală că PNL-ul nu va face pact cu PSD-ul. De ce nu răspundeți, domnul Cîțu? Vă trădați electoratul, domnul Cîțu. Păi cum nu este? Ați câștigat alegerile sau ați luat procentul pe care l-ați luat, promițând electoratului că nu veți face niciun pact cu PSD-ul, domnul Cîțu. Nu este niciun pact cu PSD. Nu simțiți că vă bate joc de oameni? Când vă uitați în oglindă, nu vă e rușine, domnul Cîțu? USR trebuie să are șansa să vedeți acest. Domnul Cîțu, în campania electorală, PNL-ul a spus că nu va face pact cu PSD-ul. Acum înființați USL 2.0. Nu vă e rușine, domnul Cîțu? Suntem aici. Ca să ce? Ca să faceți USL 2.0? Suntem aici pentru că USR a votat o moțiune a PSD-ului, ca să fim foarte clar. Da, a votat împotriva dumneavoastră și USR a spus că reface guvernul. Deci USR a votat cu PSD. De asta suntem astăzi aici, da? Deci nu vă e rușine, n-aveți nimic de transmis oamenilor care au votat PNL cu convingerea că nu veți face pactul cu PSD-ul? Este un guvern PNL-UDMR. Astăzi suntem aici pentru că USR a votat cu PSD și cu AUR. Cum comentați faptul că Partidul Național Liberal nu mai e un partid democratic, e un partid condus de Iohannis de la Codroceni, exact cum conducea Dragnea PSD-ul? Cum comentați? Nu este adevărat. Cum vi se pare faptul că în 10 minute liderii PNL au renunțat la dumneavoastră? Rareș, Bogdan, Alina, Gorghiu, toți. Cum să nu renunțe? Erau trup și suflet alături de dumneavoastră și acum nu mai vor Cîțu, vor Ciucă. Sunt președintele partidului, toți am luat decizia să mergem cu domnul ministru. În 4 minute ați luat decizia după ce v-a dat ordin Iohannis? Nu a dat nimeni niciun ordin. Păi cum nu v-a dat ordin? V-ați întâlnit cu Iohannis la Vila Lac. Deci, domnul Cîțu, vreau... Ministerul Sănătății a aprobat situația, va comunica, doamna la face și va veni și va comunica cu detalii. Deci am comunicat și execvent pentru a aproba hotărârea CNS-ului. Domnul Cîțu, vreau să vă uitați în ochii celor care au votat PNL și să le spuneți că nu vă e rușine pentru pactul cu PSD-ul. Suntem astăzi aici pentru că USR a votat cu AUR și PSD. USR a votat cu AUR. De ce nu refaceți guvernul cu USR? Am vrut să refacem guvernul cu USR. Cum ați vrut? Și nu au vrut. Cum să nu vrea? Cum, domnul Cîțu, mițiți în fața, a declarat Cioloș că vrea să refacă guvernul. Când? Ieri a făcut declarații. Domnul Cioloș trebuie să facă guvernul să vină cu noi să spună. Când am fost la masă cu domnul Cioloș și a spus că nu vrea să facă. Deci dumneavoastră chiar credeți că nu veți plăti factura electorală pentru ticăloșia asta, domnul Cîțu? Nu, ne facem cu guvernul cu UDMR-ul. Cu UDMR-ul și cu PSD-ul. Vă va controla PSD-ul din Parlament. Încă o dată. Secția specială când o desfințați, domnul Cîțu? Suntem aici pentru că USR a votat... Ok, când desfințați secția specială? USR a semnat o moțiune cu AUR și a votat cu PSD-ul. De asta suntem astăzi aici. Ok. Puteți reface guvernul USR Plus. Secția specială când o refaceți? Când desfințați secția specială? În Parlamentul României, în guvern am desfințat-o.